Dumitru Buzatu, baronul PSD prins când lua mită peste 1 milion de lei, vrea libertate. Avocații lui susțin că e bolnav, are diabet și că nu o să fugă din țară. Fostul șef de județ are și o explicație pentru teancurile de bani. El a cerut un împrumut, dar a primit de 10 ori mai mult. Pe de altă parte, casele celor doi protagoniști din dosarul DNA, Dumitru Buzatu și denințătorul lui, Emil Savin, reflectă luxul în care trăiau în cel mai sărac județ al țării. Din ce provine această sumă? Și economiile mele. Și economiile dumneavoastră. La audier, Dumitru Buzatu s-a răzgândit. Banii din geanta maro nu erau economii, ci un împrumut la care a primit de 10 ori mai mulți bani decât a cerut. În tot acest scandal, Dumitru Buzatu spune că totul este o scenare făcută de afaceristul Emil Savin. A susținut în fața procurorilor că trebuia să primească un împrumut de 120.000 de lei de la omul de afaceri și de aici expresia "să rămână mai salvat eram pe drojdie", care apare în referatul procurorilor. Adică, susțin avocații lui Buzatu, mulțumesc că mi-ai dat bani împrumut ca să-mi rezolv problemele. Buzatu avea încredere în Savin și nu a numărat banii. Ar fi văzut că sunt 1,25 de milioane abia când procurorii au numărat. Un împrumut greu de justificat pentru baronul local, care deține case impresionante, terenuri de 10.000 de metri pătrați, mașini de epocă, o barcă și o autorulotă. Numai pe moșia din Zăpodeni are o vilă de 580 de metri pătrați și o fermă de peste 1.000 de metri pătrați. Pe picior mare trăiește și denunțătorul său. Emil Savin, zis Farmazon sau Regele Asfaltului, și-a amenajat la 15 km de Bârlad, un domeniu ca în filme. Așa numită Casa Albă din Vaslui tronează în mijlocul unui teren cât un parc de 12.000 de metri pătrați. Reședința are alei bătute în piatra albă, în sens giratoriu, două anexe uriașe plus două bălți de pescuit. Gard în gard cu moșia impresionantă a lui Emil Savin este pensiunea de 4 Margarete a familiei. Un complex cu piscine, restaurant și săl de evenimente. Pensiunea, care are inclusiv propria marcă de vinuri, este condusă de una dintre fiicele lui Savin, căsătorită cu fostul prefect de Vaslui, Eduard Popică, apropiată lui Liviu Dragnea. Cuplul a botezat-o pe fica lui Tudor Buzatu. Eu nu am avut o prietenie cu domnul Buzatu. Nu ne-am agreat. Între timp, avocații fac eforturi să le libereze pe Dumitru Buzatu din arest. Au încercat să-i convingă pe judecători că e bolnav. Buzatu e dependent de insulină, diabetic. M-am uitat în ochii domnului Dumitru Buzatu și nu am văzut vreo licărire să plece să fugă. Acest dosar are legătură evident și cu justiția și cu politica. Ministerul Public a încheiat prima repriză în avantaj. Suntem în repriza a doua, în fața Curții de Apel Iași. Încercăm să câștigăm acest meci, dar și un egal va fi de ajuns. Procurorii contraatacă. Cred că dacă va fi liber, Dumitru Buzatu ar putea să influențeze martorii, având în vedere că printre ei sunt și subordonați. Interceptările din dosar întăresc presiunea asupra angajaților despre care vorbesc procurorii. Nu mai știu ce să mai cred. Este p***a mea de instituție și de tot, dacă aici noi nu putem să-i controlăm pe ăștia. Băi, dar să le facă mai repede. Cred că trebuie să mă duc să-i bat într-o zi. Nu demonstrează o activitate infracțională, ci mai degrabă o bună diligență pe care o desfășoară domnul președinte. Buna diligență riscă să le aducă probleme locuitorilor din cel mai sărac județ al țării. La sfârșitul anului 2024, dacă noi nu terminăm acest drum, va trebui să dăm o serie de bani înapoi. Se pot da peste cap multe proiecte și avem nevoie de cofinanțări. Joi, Curtea de Apel Iași decide dacă Dumitru Buzatu rămâne în arest sau primește o măsură mai blândă.